ce să mănânci când vrei să mănânci ceva, dar nu știi ce să mănânci. Iei niște cărniță dintr-o asta tocată, de purcel, și răzuiești vreo 3 căței de usturoi. Vreo 3 căței babani. Eu am aici vreo jumătate de kilogram de cărniță. Usturoi e bun. Da. După care cu usturoi cu 10 grame de sare. Tic, tic, tic. Ca să nu se supere sarea, pune și o lecuță de pipier. Pune și o lecuță de cimbru, uscat. O lecuță de muștar. Și o lecuță de fleșcăței de ardeiuț, că fără iuțară viața ai pustiu. Numai vreo 2 că mănâncă și copchilul. Pui ardeiuț, numai cât să înceapă soacăta să se plângă o lecuță, că vai de mine, ai pus ardeiuț stomacul, știi că eu nu suport iute, dragă. Ori mai trebuie pus ceva? Nu cred. Amestecăm. Amesteci bine, 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 bine și faci o gogoloaie dintre asta așa mare. Vezi? Uite așa. O mare piftea. Avem aici una bucată, a luat foietaj. Foietaj francezesc. Și usturiu încetişor, încetişor, îl rulăm așa. Uite așa, încetişor, încetişor. Atenție, destul de important este ca aluatul să fie de la frigider scos. Cărnița mea am împărțit-o în 3 părți egale. Usturiu ia o parte din cărniță și am supun, uite aici, pe aluat. Uite aici. O distribui cumva în mod egal, înțelegi? Uite așa, și frumușel, frumușel, am să încep să rulez toată treaba. După ce am rulat jumătate, am aici un ou bătut. Uite așa, frumos. Și am să ung partea asta, uite așa, cu o lecuță de ou. Uite așa, aici jos. Și rulez toată șmecheria deasupra. Și am să tai. Și pun o lecuță de o parte. Și am să procedez la fel și cu cealaltă cărniță. Uite așa, o mică corecție, că am greșit o leacă calculul. Am făcut 2 rulouri dintre astea și mi-au mai rămas doar o bucățică mică. Mă gândeam eu că o să-mi iasă 3 rulouri. Dar, din câte se pare, nu ieși 3 rulouri. Că uite, eu mai am încă o bucată de carne. Și mai am doar o bucățică foarte mică de aluat. Dar nu e nicio fel de problemă. Tu acasă ori faci din mai puțină cărniță, ori dacă faci din 500 de grame de carne, poți să împarți carnea în 2, nu mai împarți în 3. Și o să fie rulourile o lecuțică mai groase. Nu e nicio fel de problemă. Sau poți să împarți carnea în 4 și ai să faci 4 rulouri și mai cumperi un aluat de foietaj. Ce să fac totuși în continuare, fiindcă mi-a rămas bucățica asta, am să pun uite așa niște cărniță pe ea, uite așa, și o rulez așa. Înțelegi? Și tot la fel. Dau cu o lecuțică de ou și o rulez. Și tai. Asta fac și cu bucata asta altă. Cărnița asta de mi-a rămas, nu e niciun fel de problemă. Am să o pun într-o mică pungă, o pun în congelator și tura viitoare când fac piftele, cu suluc, pun și bucata asta de carne. Și am să iau eu rând pe rând gogoloaiele astea și o să le tai. Uite așa frumos. Pe cât se poate mărime egale. Pe cât se poate mărime egale, ai înțeles, da? Și usturiu cu el într-o tavă, uite aici așa. Într-o tavă cu hârtie de copt, uite așa frumos. Usturiu de ungem cu ou. Am să pun niște cimbru uscat peste fiecare, uite așa. Și niște sare dintre astea mari, uite așa, uite așa. Și foarte important este să lăsăm toată treaba în frigider pentru vreo jumătate de oră. Ori jumătate de oră în frigider, ori vreo 10-15 minute în congelator chiar. După care usturiuc în cuptor la 180 de grade pentru vreo 25 de minute, cam așa, poate 30, până când se fac frumoase, frumoase. Așa că usturiuc în frigider, după care în cuptor. Ne vedem o lecuță mai încolo. Hai nu dați banii pe prostii, face sausage rolls la copii. Sau rulouri cu cârnați românește. Ca asta am făcut astăzi. Sau pe moldovinești, învârtită cu cârnați. Și apropo, nu știu dacă am zis, dar în loc de carne tocată poți pui cârnați, bă băieți. De ce e de casă? Îi scoți din maț? Și usturiu cu ei aici. Nu mai trebuie să mai pui condimente și alte alea. Înțelegi ce zic? Păi ia să vedem care-i treaba. O să-mi pun 2 dintre astea aici. Astea merg perfect cu ketchup. Uite așa. Bac. Ia să vedem. Să vedem. Să vedem. Ia. Perfect. Perfect. Da, da. Minunat. Hai noroc și la mai mare. Să ne auzăm sănătoși. Tu la viitoare. Fă pup.